Visul de a avea un studio audio-video în campusul Adventist din Cernica a început să se împlinească numai după ce în anul 2015 ASI România a aprobat pentru finanțare proiectul Universității Adventus, mesajul Evangheliei prin noile tehnologii. Acel da a deschis o nouă perspectivă în locul în care se plămădește viitorul Bisericii Adventiste din țara noastră. Astfel, cu sprijinul ASI, precum și prin contribuția Universității Adventus și altor sponsori, s-a achiziționat aparatură pentru filmări și transmisii live ale evenimentelor din campus. Din luna decembrie a anului trecut, cu ajutorul unei echipe dinamice formată din studenți dedicați lui Dumnezeu, creativ și gata de sacrificiu, s-au filmat mai multe reportaje, cursuri la clase și au fost transmise concerte sau alte evenimente organizate în capela universității. Sunt fascinat de posibilitățile nelimitate pe care ți le oferă domeniul media. Prin fiecare filmare sau montaj pe care le realizez, mă străduiesc să transmit un mesaj care să provoace mintea și să încălzească sufletul. Mă simt împlinit să fiu în această echipă și mă consider privilegiat să am oportunitatea de a lucra pentru Dumnezeu în acest domeniu. O înregistrare sau o transmisie video care nu se aude bine este asemenea unui preparat culinar fără condimente. Nu are gust. Preocuparea mea este ca mesajul lui Dumnezeu care oferă mustrare, speranță sau siguranță să poată fi comunicat prin intermediul transmisiilor video la o calitate audio cât mai bună. Faptul că oamenii ne ascultă cu plăcere și bucurie îmi aduce multă împlinire. Această activitate mă onorează și o consider o chemare din partea lui Dumnezeu, căreia îi răspund cu bucurie. Mai ales că Sfânta Scriptură ne spune că mântuirea vine în urma credinței, iar credința vine în urma auzirii. Când sunt în spatele camerei, trăiesc o experiență de bucurie, dar și de frustrare. Sunt fericit că pot să fiu un ghid pentru cei care urmăresc producțiile noastre, adică pentru dumneavoastră, dar și frustrat pentru că orice cameră are limitările ei. Sunt bucuros totuși că pot să compensez aceste limite cu secvențe care surprind entuziasmul tinereții, plăcerea de a te închina lui Dumnezeu și angajamentul slujirii. Gândul că, dincolo de ecranul pe care pregătesc montajul transmisiilor, sunt cei din familia mea și prietenii mei, mă face să fiu atent și implicat, dar și foarte fericit. Mă simt în trei locuri în același timp: în capelă împreună cu colegii mei, acasă cu familia sau cu prietenii, dar și aproape de Dumnezeu, pentru că și sufletul meu este atins de mesajul Evangheliei. Fiecare live este o experiență unică și mă străduiesc să ofer tot ce este mai bun. ASI România, mulțumim încă o dată pentru proiectul aprobat în 2015 și pentru că anul acesta ați acceptat să oferiți sprijin financiar pentru dezvoltarea lui. Ne dorim să continuăm transmisia live a programelor din campus, dar mai ales avem în plan să amenajăm un studio în care să filmăm cu prioritate emisiuni pentru tineri, videoclipuri motivaționale și interviuri cu invitați din țară sau străinătate care vizitează campusul nostru. Avem un profund sentiment de recunoștință pentru sprijinul dumneavoastră și dorim să vă asigurăm că suntem responsabilizați de încrederea acordată și de ajutorul financiar oferit. Vrem să vă asigurăm că, pe lângă producțiile video și transmisiile live care pleacă din campus de la începutul acestui proiect, în fiecare generație de absolvenți vor fi și tineri care, pentru că au lucrat în echipa media, vor fi pregătiți să transmită mesajul Evangheliei și prin noile tehnologii. Vă susținem în rugăciunile noastre și vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să ajutăm.